Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române, la mulți ani și astăzi, pentru că îl prăznuim pe Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, starețul Sfântului Calinic, ucenic al Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, ucenic la rândul său al cuviosului Paisie Velicicovski, fibra filocalică a Bisericii Ortodoxe Române și fibra filocalică a națiunii române, se naște sub ochii noștri în bucuria aceasta a unui 3 decembrie, care se leagă, după cum vedeți, de apostolicitatea de la sfârșitul noiembrie și de unitatea de la începutul decembrie. Suntem prin Sfântul Gheorghe de la Cernica mai aproape de idealul filocalic mai mult decât oricând. Și îndrăznesc ca în cuvântul din seara aceasta să adaug lângă un cuvânt al Scripturii și un cuvânt de adâncă prețuire dinspre starețul Ioan de la Varlam. Dar încep cu Scriptura. Sfântul Apostol Pavel îi scrie lui Timotei așa: pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire, că se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce numim a fi astăzi viața noastră propriu-zisă nu poate să fie bună dacă nu este legată prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu de Dumnezeu. Încercați! Așa se măsoară fericirile noastre de fiecare zi, fericirea noastră cotidiană, prin legarea de cuvântul lui Dumnezeu și prin activarea prin rugăciune a lucrurilor pe care dorim să le avem aproape de sufletul nostru. Mă grăbesc să închei cu acest cuvânt din Sfântul Stareț Ioan de la Varlam, care se potrivește teribil zilei de astăzi, în care, repet, îl prăznuim pe Sfântul Gheorghe de la Cernica, cel care a născut într-un fel sau altul fibra filocalică a poporului român. La Sfinții Părinți am aflat trei prorociri despre monahii din vremurile de pe urmă. Monahile din vremurile de pe urmă nu vor mai avea lucrare călugărească. Le vor fi de ajuns ispitele și necazurile aceia, iar acei monahi care le vor răbda pe acestea vor fi mai înalți decât noi și părinții noștri. Desigur, lumea aceasta nu poate să cunoască aceste lucruri, căci ea cunoaște și iubește numai cele din afară. E vremea unor necazuri și ispite, ne plângem foarte des și ne agresăm aproape cu această plângere. Poate că învățăm că în sine construcția noastră interioară pleacă și din răbdarea necazurilor și din împlinirea noastră în binecuvântata răbdare a bucuriei de a fi de partea lui Hristos. Sfântul Gheorghe de la Cernica lasă o carte superbă cu istoria Sfintelor Mănăstiri Cernica și Căldărușan și acolo, printre altele, ne îndeamnă într-o frumoasă cruce desenată de el ca de 12 ori pe an să ne împărtășim. Căutați să stați aproape de Hristos, căutați să lepădați într-un fel sau altul furia aceasta în care ne-am adâncit prea mult și, apropiindu-ne de Hristos, să căpătăm de la Hristos ceea ce El ne dăruiește de fiecare dată, pacea și liniștea, prin harul Duhului Sfânt, care niciodată nu ocolește sufletul și inima curată. Mâine este o nouă zi.